câteva chestiuni care se află pe ordinea noastră de priorități legate de soluționarea problemelor curente. Ieri după amiază a avut loc ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. S-au analizat și dezbătut toate aspectele legate de pandemia COVID-19. S-a luat o decizie. Domnul secretar de stat Arafat a explicat aseară în conferința de presă faptul că nu se produc modificări față de hotărârea anterioară. Excepție o face faptul că se va reglementa modul de transport în interiorul telecabinelor. Va fi un ordin comun al celor două ministere. Ca atare, astăzi în ședința de guvern, vom lua o hotărâre de guvern prin care vom analiza proiectul de hotărâre de guvern prin care se va prelungi starea de alertă și cu această ocazie practic infirmăm și fake news-urile prin care se anunța că se intră în lockdown din nou. Al doilea subiect care cred că este foarte important este legat de partea de decizii privind carantinarea unor localități, deși avem o cifră constantă a cazurilor de pozitivare. Totuși, din discuția și analiza pe care l-am avut legate de acest subiect, avem o creștere de până la 35 de localități carantinate și de asemenea avem o situație pe care de asemenea va trebui să o discutăm și să o analizăm legată de creșterea numărului de pozitivări la nivelul capitalei. Ținând cont că este vorba de aspecte tehnice, domnul secretar de stat Arafat, vă rog să prezentați care sunt elementele de analiză discutate până în momentul acesta. Domnule prim-ministru, la nivelul Bucureștiului, dacă luăm din data de 6 decembrie până în ziua de astăzi, avem un număr de 9070 de cazuri, până în ziua de ieri, mă scuzați, 9070 de cazuri suplimentare care au apărut. Asta va însemna că o să avem o presiune mai mare pe sectorul medical în zona Bucureștiului și zonele probabil limitrofe și poate că va fi nevoie să continuăm să transferăm pacienți și în alte părți care au presiunea mai mică. Cu domnul ministru Tătaru am stabilit că vom avea o ședință cu managerii spitalelor din București, cu șefii secțiilor ATI și șefii UPU, că să discutăm această situație, care probabil că o să începem să o vedem cândva în cursul săptămânii viitoare, având în vedere cifra asta de cazuri. În rest, la nivelul Prefecturii București, s-a discutat cu domnul prefect pentru intensificarea controalelor și intensificarea măsurilor de implementare a ce există acum în reglementările noastre și a restricțiilor care există la acest moment în reglementările noastre. Îmi cer scuze că vă întrerup. Aici este o chestiune legată și de ceea ce înseamnă ieșirea din restricția închiderii piețelor. Piețele vor fi deschise, motiv pentru care, așa cum am discutat, o să rog ANSVSA-ul și structurile Ministerului Afacerilor Interne să își coordoneze activitățile astfel încât să putem să avem o monitorizare a tot ceea ce înseamnă activitatea în piețe pentru a putea să evităm partea aceasta de răspândire a virusului. Totodată, dacă îmi permiteți, DSP-ul, bineînțeles, urmărește împreună cu prefectura și situația la București, pentru că incidența nu este singurul factor care este luat în decizii de măsuri. De exemplu, măsura carantinării. Există o listă de factori care este emisă de INSP, de Institutul Național de Sănătate Publică, și ei verifică acești factori în fiecare zi în baza incidenței care există la acest moment în București. Deci cam asta este situația la acest moment.
Bineînțeles, aici colaborarea populației rămâne cea mai importantă din punctul nostru de vedere, de a colabora cu noi pentru a limita răspândirea prin limitarea mobilității și limitarea contactelor și respectarea regulilor cu portul măștii peste tot în spațiile publice deschise și închise. Aici cred că trebuie să dăm un mesaj și de la această masă și nu numai din postura de responsabili a ceea ce înseamnă exercitarea actului guvernal, ci din postura de cetățeni, de părinți, de rude, pentru că intră în responsabilitatea fiecăruia dintre noi să acționăm astfel încât să putem să limităm tot ceea ce înseamnă factori de risc pentru răspândire și cred că este o responsabilitate personală, este o responsabilitate civică și oamenii au puterea să înțeleagă cât de critică este situația și prin contribuția fiecăruia putem să complementăm măsurile luate la nivel instituțional. Dacă îmi permiteți, eu am să menționez chiar unele măsuri luate în ultimele zile și asta este distribuirea generatoarelor de oxigen individuale la spitale, ca să creștem capacitatea numărului paturilor cu oxigen. Au fost începută distribuirea a 500 de generatoare care astăzi și mâine cred că o finalizăm și la București și în alte județe. Urmează încă 500 să fie livrate. Și au mai fost semnat un acord cadru pe 2000 de capacitate mai mare, de 10 litri pe minut, tot individuale, care urmează să fie livrate în următoarele 2-3 săptămâni. Deci noi creștem capacitatea împreună cu colegii din Ministerul Sănătății, dar, exact cum a zis dumneavoastră, va trebui totuși populația să participe cu noi în acest efort, ca să reducem impactul cât de mult posibil. Ok, vă mulțumesc. Cele aspectele legate de desfășurarea și implementarea strategiei de vaccinare au fost discutate ieri. Doamna viceprim-ministru a avut discuții pe acest subiect. Eu m-am întâlnit ieri cu coordonatorul campaniei la nivel național. Până în acest moment sunt atinși parametrii pe care ni i-am propus. Obiectivele sunt în continuare în derulare și cred că este nevoie de asemenea de tot ceea ce înseamnă partea aceasta de coordonare interinstituțională și comunicare. Comunicarea este elementul care va da partea de succes a efortului care se întreprinde la nivel guvernamental. Domnul ministru al transporturilor și comunicațiilor, am avut ieri o veste foarte bună legată de înființarea Centrului European de competențe în domeniul securității cibernetice. A fost o decizie pe care am salutat-o cu toții și ne-am bucurat, pentru că prin ceea ce urmează să se întâmple, vom avea o agenție europeană care va funcționa la București. Iată, este un element important pe harta structurilor Uniunii Europene în care țara noastră va conta. Vă rog dacă puteți să ne dați câteva detalii. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Așa cum foarte corect a spus, o veste extraordinară. Am primit-o ieri de la Bruxelles. România va găzdui la București Centrul European de Competențe în domeniul securității cibernetice. Este prima agenție europeană pe care o va găzdui România. Vorbim de o instituție cu profil unic la nivel european, care va crește reputația României în domeniu și va contribui în mod deosebit la securitatea cibernetică a Uniunii Europene și a statelor membre. Vreau să spun că acest centru va fi principalul organism de execuție pentru resursele financiare ale Uniunii dedicate securității cibernetice în cadrul programului Europa Digitală și Orizont Europa și va sprijini securitatea cibernetică de-a lungul întregului lanț valoric, de la activitatea de cercetare până la activitatea de implementare
și de adoptare pe scară largă a tehnologiilor cheie. Aș vrea să subliniez încă o dată, prin această decizie, practic, se recunoaște expertiza României în domeniu. Există un ecosistem în plină dezvoltare în domeniul securității cibernetice în România. Se recunoaște rolul mediului privat, a pieții ITNC în plină dezvoltare, rolul universităților și a centrelor de cercetare, existența resursei umane, subliniez, existența resursei umane înalt calificate în România. Aș vrea, în final, să mulțumesc și pe această cale tuturor celor care au făcut posibil această decizie. În primul rând, domnului președinte al României, domnului Klaus Iohannis, dumneavoastră, dragi colegi, tuturor colegilor din guvern, frunte cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, colegilor din Parlamentul European, o mulțumire specială pentru doamna comisar europeană Dina Vălean, care ne-a sprijinit foarte mult, și pentru reprezentanța României, vorbim aici despre despre Luminița Dobescu și Cosmin Boiangiu, din cadrul reprezentanței permanente a României la Bruxelles. Mulțumiri speciale domnului ministru Bogdan Aurescu și tuturor colegilor din MAE, care au făcut posibil acest succes diplomatic al României, și nu în cele din urmă, reprezentantului special al guvernului desemnat pentru pregătirea și promovarea candidaturii României, domnului Alexandru Nazare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Și noi vă mulțumim, domnule ministru, dar sigur v-am rugat pe dumneavoastră să prezentați acest subiect, pentru că a fost vorba despre datele tehnice, dar sigur o să îl rog pe domnul ministru Aurescu să intervină, pentru că așa cum s-a implicat în mai multe realizări pe care noi le-am dobândit în plan diplomatic, trebuie să recunoaștem meritul deosebit al diplomației românești și vă mulțumesc foarte mult că ați subliniat acest lucru. O fac în nume personal, în numele Guvernului României, să recunosc încă o dată că diplomația românească și-a făcut datoria pe deplin. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Vreau să subliniez că am avut o cooperare excelentă cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Dosarul pe care România l-a prezentat pentru această candidatură a fost unul excelent. A fost apreciat la cel mai înalt nivel de evaluare a Comisiei Europene. Și eforturile diplomatice care s-au efectuat au fost extrem de intense, mai ales în ultimele săptămâni. Atât eu cât și colegii mei, doamna secretar de stat Iulia Matei, împreună cu reprezentanța României de la Bruxelles, am făcut demersuri extrem de susținute, am discutat cu omologi din statele membre, iar rezultatul este unul cu atât mai remarcabil, cu cât competiția pentru găzduirea acestui centru a fost una extrem de strânsă, care a implicat state membre extrem de importante, cum ar fi Belgia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia și Spania. Prin urmare, un succes al României, un succes diplomatic excepțional, dar un succes al României în ansamblul său, care, iată, aduce în România pentru prima oară o structură europeană pe teritoriul nostru. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care s-au implicat, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dar și colegilor din Centrala Ministerului Afacerilor Externe, doamna secretar de stat Iulia Matei și doamnei ambasador Luminița Odobescu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări! Mulțumim mass media!